Conform unei statistici realizate de jurnaliștii de la revista Capital, județul Neamț se află pe locul al șaselea într-un top al datoriilor pe care le au unitățile administrativ-teritoriale la sfârșitul anului 2016. Aceste datorii pe care le au la bugetul statului cele 41 de județe ale României a ajuns, conform statisticii amintite realizate de sursa citată la finalul lunii noiembrie, la 217 milioane de lei, față de 259 de milioane de lei în aceeași perioadă a anului precedent. Pe primele patru locuri în acest top al datornicilor se situează județul Vâlcea cu 25 de milioane de lei, urmat de Constanța cu 21 de milioane de lei. Județul Neamț are la sfârșitul lunii noiembrie arierate în valoare de 9,3 milioane de lei. Cel mai mare grad de îndatorare îl are municipiul Reședință de Județ, primăria Piatra Neamț, având un grad de îndatorare de 33%, cu 3% peste pragul legal de îndatorare. Administrația pietrena are datorii de 262 de milioane de lei, adică 58 de milioane de euro, credit contractat în 2005 de către primarul Gheorghe Ștefan la BCR și scadent în septembrie 2025. Tot la BCR, primăria Piatra Neamț a mai făcut un credit în 2007 cu rest de plată de 68.166 de lei și termen de maturitate în iunie 2027, iar un altul la CEC din octombrie 2012 în valoare de 3.291.000 de lei scadent în septembrie 2022, rambursarea începând din octombrie 2016. Datoria totală a primăriei Piatra Neamț este de 202,5 milioane de lei. La aceste sume se mai adaugă și credite ale societăților aparținând municipalității. Municipiul Roman are, în conformitate cu datele publicate pe site-ul primăriei, un împrumut de 2.106.000 de lei realizat în 2013, care la sfârșitul acestui an a ajuns la 1.944.000 de lei, serviciul total al datoriei publice fiind la Roman în decembrie 2016 de 4.710.000 lei. Ultima rată din acest credit va fi achitată în 2019 și va avea atunci o valoare de 745.000 de lei. Împrumutul a fost făcut la Bank Post pentru reparații și modernizări de străzi, modernizarea pietonalului Ștefan cel Mare, a unor alei, parcări pentru modernizări la centrul primir urgențe. În 26 martie 2012, împrumutul a fost suplimentat prin act adițional cu 29.354.000 de lei cu scadența la 31 octombrie 2028, perioada de rambursare fiind de 15 ani, datoria urmând a fi înapoiată în 15 ani.